Vă mulțumim că ați pus invitația noastră. V-am invitat pentru a discuta niște probleme de ultimă oră. Referitor, ne vom încadra într-un cadru care se referă la etapa a doua, 2014-2020, a proiectului pe care îl cunoașteți cu toții. Aș începe prin a vă duce la cunoștință că ieri a avut loc o conferință de lucru la care au participat multe organisme, o să vi le și dau citire imediat. Și organisme de lucru care n-ați primit deja comunicatul, cred că l-ați publicat cu referire la activitatea de ieri. La această conferință de lucru au participat experți ai Comisiei Europene, respectiv Jaspers, au participat reprezentanți ai Consiliului Județean, au participat reprezentanți ai Agenției de Mediu, reprezentanți ai Apelor Române Mureș, reprezentanți guvernamentale post-mediu, au reprezentanți ai instituției prefectului, primarii care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Pavăierea Arieșului, membrii ai Consiliului de Administrație, Companiei de Apă, și, în ultimul rând, membrii Unității de Implementare de la Compania de Apă. A fost un cadru larg de dezbateri. În principiu, ceea ce s-a discutat ieri o să fie relatat mai pe larg de team leaderul de la Compania Romer, care este consultantul în acest proiect. Și tematica a fost finalizarea studiului de fizabilitate pentru aplicația 2014-2020 și inclusiv discuții pe marginea aplicației de finanțare care se va formula, zic eu, în scurt timp. Nu putem aprecia exact că vor mai fi multe discuții. Trebuie să ne întâlnim și cu Asociația Română Ape și cu miniștri și cu toți cei care concură la realizarea acestui obiectiv major pentru turna și câmpia turna. În principiu, dumneavoastră, în general, cunoașteți realizările Companiei de Apă pe proiectele europene care s-au derulat până acum, respectiv POS-1, plus economii. O să dau pe scurt citire acestor realizări, a o parte din realizări, ca după aia să vedem ce ne propunem pentru etapa 2014-2020 și ce trebuie să rezolve această etapă. Vreau să vă spun că în cadrul acestui proiect ne aflăm la un stadiu fizic de peste 20%, peste 22% realizare. S-a ajuns la acest punct de care vă spuneam, respectiv studiul de fezabilitate și aplicația de finanțare, care comportă încă multe discuții. O să vedeți și dumneavoastră multe noțiuni despre ceea ce presupune, ce presupun aceste două obiective. Și aș începe prin a vă spune că investițiile de până acum prin POS-1 și mediu și economii au realizat în bună parte și modernizarea infrastructurii Companiei de Apă. Astfel, a fost reabilitate și extinse circa 82 de kilometri de rețea de apă potabilă și 89 de kilometri de rețea de apă uzată. Au fost achiziționate și montate peste 16.000 de contori cu citire la distanță. Au fost achiziționate echipamente și utilaje de peste 2 milioane de euro. Și sunt în curs de derulare până în 31 decembrie, trebuie terminat acest lucru. A fost utilat laboratorul de apă
Și mai mult a fost acreditarea NAR, care este un proces complex, care 3 ani de zile a durat până a fost acreditat. Și acum o să vedeți în prezentare, se recomandă să fie acreditat NAR și laboratorul de apă uzate, deoarece va urma o monitorizare a tuturor agenților economici care poluează. Au fost achiziționate echipamente care permit detecția pierderilor. Știți bine că au fost foarte multe comunicate ale companiei de apă cu referire la acest lucru. Au fost automatizate toate procesele companiei. Prin sistemul SCADA monitorizăm în timp real întreg sistemul de distribuire a apei, respectiv de colectare a apelor uzate. Au fost reabilitate și vor fi reabilitate rețele și aducțiuni pentru a reduce pierderile și pentru a opri risipa apei. Știți bine că deja se pune tot mai acut problema conservării resurselor de apă, de aceea trebuie să avem foarte mare grijă, fiindcă fenomenul de încălzire globală duce la acest lucru. Pentru asta avem și aceste fonduri europene, pentru a realiza cât mai repede rezervele de apă de care avem nevoie pentru perioada care urmează. Pentru etapa 2014-2020, respectiv rezultatul POIM, care înseamnă Programul Operațional Infrastructura Mare, așa se va numi, adică se numește, a început în 2014, al colaborării și muncii noastre trebuie să fie, ca să se manifeste prin conformarea totală cu directivele europene. Apă pentru fiecare cetățean din arealul de servit până la finele lui 2020. O să comentez acest lucru înainte de a merge mai departe. Vreau să vă spun că a existat un master plan la finalul anului 2013, înainte de a prelungi POS-1, care presupunea aducerea în comunitatea urbană APV a Reșului circa 83 de milioane de euro. În urma licitației consultantului și a începerii a contractării consultanței pentru POIM 2014-2020, împreună cu team leader-ul prezent de față, domnul Bulumete, și cu șeful unității de implementare, Bovic Bogdan, și cu tot colectivul unității de implementare, au fost efectuate foarte multe vizite în teren, foarte multe discuții cu primarii, cu serviciile tehnice ale primăriei, în speță cu ATEUR, ca să se vadă care este dorința acestora în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizarea din localitățile lor. Știți că în ADI Apa Voia Reșului fac parte în acest moment 13 unități administrative, din care doar câteva au beneficiat în POS-1 de finanțare europeană pentru a se realiza problema apei potabile și apei uzate. În POS-2 sunt prinși toți, cu sume considerabile, și atât de mult se dorește acest lucru, încât aproape toți primarii, sau dacă nu chiar toți, cred că sunt bine informat, își doresc 100% apă și 100% canal. Acest lucru a dus la mărirea, la creșterea cifrei de la 83 de milioane la o sumă foarte considerabilă, care o să reiasă din cele prezentate, nu vreau să o anticipez eu, care sperăm să rezolve problema tuturor colectivităților din Apa Voia Reșu. Astăzi au avut loc în continuare discuții foarte pertinente și foarte... A fost o masă rotundă la care s-au așezat compania de apă, compania Romer,
Jaspers și Post Media, nu? Și împreună cu câteva persoane din unitatea de implementare de la Turda, de la compania de apă, concluzii care o să fie comunicate pe parcursul prezentării. Și de aia am spus aici că dorim apă pentru fiecare cetățean din arealul de servit până la finele lui 2020. Atât timp cât a fost dorința primarilor, a crescut cifra din master plan, să sperăm că această sumă pe care o dorim cu toții va fi aprobată în final de către Comisia Europeană. După aceea, ce se dorește în această perioadă? Servicii de apă și canalizare ireproșabile, pierderi de apă cât mai reduse, astfel încât să ne încadrăm în normativele europene și iar compania de apă Ariaș-Turda să devină un operator regional puternic și stabil, un partener de nădejde al comunității europene și al cetățenilor din arealul de servit. Așadar, această etapă 2014-2020 este o continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013. Proiectul răspunde obiectivelor principale ale axei prioritare 1A a post-mediu, respectiv sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă și apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară. O să deduceți din prezentarea care va urma frământările tuturor, atât a Comunității Europene, cât și a Ministerului Fondurilor din România, cât și a Ministerului Mediului și a întregului guvern pentru a găsi căi de finanțare și de cofinanțare cât mai adecvate, de așa măsură încât aplicația de finanțare să fie suportabilă atât pentru OAT-uri, cât și pentru operatorul compania de apă. Nu este ușor, sunt 43 de operatori, unii mai mari, alții mai mici, dar de ce vă spuneam că din activitate de benchmarking reiese că Turda stă bine? Fiindcă în acest moment, dacă ne uităm pe graficele și pe sinteza pe care am primit-o de la benchmarking, vreau să vă spun că câteva companii din România sunt de fapt în faliment. Compania de apă, cum spuneam, este puțin peste media sectorului, deci sunt bine, bine plus. Nu zice foarte bine, dar bine plus. Obiectivele urmărite prin această etapă sunt pregătirea unei aplicații de finanțare, inclusiv a documentelor suport, în strânsă corelare cu master planul revizuit. Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus, respectiv evaluare tehnică, economică, financiară, cu referire la protecția mediului și luarea în considerare a impactului. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente, cu respectarea cererii de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobat. Organizarea cel puțin două seminarii, respectiv workshop-uri de prezentare a studiului de fezabilitate și a documentațiilor de atribuire. Asigurarea sprijinului pentru beneficiar pe parcursul derulării licitațiilor pentru contractele de servicii. Asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile legii 10/1995. Asigurarea sprijinului pentru beneficiar pe parcursul derulării licitațiilor pentru contractele de furnizare, servicii și lucrări pentru care s-au pregătit documentații de atribuire. De ce spuneam că suntem la un stadiu progres fizic constatat de circa 22%, puțin peste 22%, deoarece în momentul în care acest studiu de fezabilitate este aprobat, cifra va fi aprobată, ceea ce reiese din aplicația financiară, acolo încep alte etape, respectiv semnarea contractului,
dosarele de aplicație, nu? Caietele de sarcini și așa mai departe, licitațiile care toate sunt supervizate de consultantul pe care îl avem acum, firma Romer și viitorul lider de, nu lider, supervizor care va fi și care va urma să vedem cine este, să organizeze licitații și în acestea. Deci cam astea s-au discutat ieri, au fost toți factorii implicați, după cum vă spuneam. Problema este foarte interesantă și cred că abia așteptați să vedeți cam ce presupune studiul de fezabilitate și niște date financiare din proiect pe care vi le va prezenta domnul lider Bulumete. Mulțumesc, domnul director. Vă voi prezenta pe scurt ceea ce am discutat ieri în seminarul care am avut toți factorii implicați, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene în România, consultantul Jaspers. În spatele meu urmează o prezentare. Încep prin a vă spune că în urmă cu un an de zile am semnat contractul de consultanță pentru proiectare cu compania de Apargeș. Am început investigarea situației existente și am demarat elaborarea aplicației de finanțare. Aceasta este area de acoperire a companiei de apă. Aceasta este area de operare. În postul de mediu, perioada 2007-2013, această area era mult mai restrânsă. Între timp, o serie de OAT-uri au aderat la ADI AVA și, implicit, aderând la această asociație de dezvoltare intercomunitară, compania de apă se obligă să respecte tratatul de aderare și să aplice directivele europene de apă și apă uzată, respectiv de a le furniza apă potabilă pentru toate localitățile, nu OAT-urile, cu peste 50 de locuitori, și canalizare pentru aglomerările peste 2000 de locuitori echivalenți. Următorul slide, vedeți area de operare și investițiile așa cum au fost ele prefigurate în, și executate în postul de mediu, etapă care s-a încheiat. Compania de apă a implementat cu succes un proiect de aproape 55 de milioane de euro. Este printre puținele companii de apă cu care am lucrat și puținele companii din România care au reușit să finalizeze acest proiect cu mult înainte de termenul limită, care este 31 decembrie 2015. Între timp, în următorul slide veți observa ce anume s-a prefigurat a fi proiectat și inclus în următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, 2014-2020. Area de operare a companiei de apă s-a schimbat constant. În momentul în care noi am semnat contractul de finanțare, investițiile prefigurate erau în valoare de 82,7 milioane de euro și zonele erau cele pe care le vedeți, Turda, Câmpia, Turzii, comunele învecinate, Ploșcoș, Ceanumic, Ciurila, Petrești de Jos, Triteni, etc. În următorul slide veți vedea noua arie de operare. Aici lucrurile s-au schimbat. Unul din OAT-uri a dorit să nu mai facă parte din ADI, dar au intrat alte două. Iar studiul nostru aprofundat al situației existente a relevat că
pentru a conforma area de operare a companiei de apă cu directivele de apă și apă uzată, sunt necesare investiții totale în valoare de 160 de milioane de euro. Deci, o investiție aproape dublă față de ceea ce s-a prefigurat. Acesta este studiul nostru de fezabilitate. Fără TVA. Deci avem o sumă totală de aproape 200 de milioane de euro cu tot cu TVA. Acesta este studiul nostru de fezabilitate, cel cu care am intrat în evaluare la Comisia Europeană și la Ministerul Fondurilor Europene. Așa cum a precizat și domnul director, astăzi, până la această oră, am fost la o masă rotundă cu reprezentanții Comisiei și am discutat pe marginea acestui studiu de fezabilitate. El este un document încă viu, va suferi probabil modificări, dar sperăm ca aceste modificări să nu fie majore și totul să fie spre beneficiul oamenilor din area de operare. Situația curentă, așa cum am găsit-o noi, era în privința alimentării cu apă din zonă, concentrată în jurul a două sisteme mari, Turda și Câmpia Turzii, care dețin surse conforme și, în prezent, compania de apă furnizează apă potabilă la standarde în aceste municipii, dar și în comunele învecinate. Restul comunelor din area de operare dețin sisteme de alimentare cu apă locale. Acestea se bazează pe rețele de distribuție, dar pe surse neconforme. Adică fiecare primar, fiecare OAT în parte, în timp, a încercat să furnizeze apă locuitorilor, așa cum este normal. Bugetele de care au dispus au permis căutarea de soluții locale, evident. Astfel, acum, aceste comune dețin surse locale, dar nu sunt conforme. Nu se furnizează apă potabilă populației. Noi, prin acest studiu de fezabilitate, trebuie să dăm o soluție viabilă și 100% sigură. În privința canalizării, situația existentă se concentrează de asemenea în jurul municipiilor Cluj și Câmpia Turzii. După cum cunoașteți, există o stație de epurare regională foarte bine dimensionată, pentru 110.000 locuitori echivalenți. Această stație, pot să afirm că poate primi apele uzate de la întreaga arie de acoperire a companiei de apă, așa cum arată ea. Investițiile compuse, în momentul acesta, acoperă 47 de localități din 13 OAT-uri. Iar perioada de execuție va fi cuprinsă în funcție de mărimea fiecărui contract de lucrări, între 18 și 42 de luni, la care se va adăuga perioada de notificare a defectelor. Sperăm ca în anul 2020 să se pună în funcțiune și ultimul sistem din cadrul acestui studiu de fezabilitate. Este un proiect ambițios și cred că termenul este fezabil până la momentul acela. Situația proiectată pentru alimentare cu apă, bazându-ne pe ceea ce v-am prezentat anterior la situația existentă, a prefigurat o investiție importantă în reactivarea unor surse de apă existente pe care compania le ținea în conservare, pe execuția unor stații de tratare destul de costisitoare și destul de scumpe, astfel încât să putem asigura un debit suficient pentru toate localitățile din nord-vestul ariei de acoperire, dar și din nord-est. Ca să ducem apa acolo, executăm aducțiuni cu o lungime totală de 140 de kilometri. Astfel,
suntem siguri că apa distribuită prin rețelele de distribuție a fiecărui OATM parte a fiecărei localități va fi de calitate, va fi potabilă. În privința canalizării pot să pentru o vedere de ansamblu a situației la alimentare cu apă, puteți vedea în acest tabel indicatorii tehnici ai în aceste investiții. Observați că pe un total, pe prima coloană, ce este important de văzut, reabilităm 78 de kilometri de rețea de distribuție și extindem 163 de kilometri. Restul indicatorilor sunt diverse obiecte care ne ajută să dăm apă potabilă întregii populații, stații de tratare, rezervoare, pompări, etc. Pentru partea de canalizare, observați în figura din spatele meu că area de acoperire, așa cum arată ea acum, are în componență câteva aglomerări de apă uzată cu peste 2000 de locuitori echivalenți. Sunt aceste grupuri de localități încercuite cu linie groasă neagră. Acestea sunt aglomerările care pot să fie eligibile în privința instituirii unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare. Deci colectarea apei uzate și tratarea o putem face strict pe bani europeni din aceste localități, componente acestor aglomerări, nu și din cele izolate, pentru că în zone izolate costul canalizării, al tratării și al epurării este prea mare și iar tariful nu va fi suportat de locuitorii din acele zone. Cu toate acestea, observați că o zonă foarte mare din area de acoperire este formată din aceste aglomerări peste 2000 de locuitori. Noi am realizat o analiză de opțiune atât pentru alimentare cu apă și cât și pentru canalizare și am ajuns la concluzia că pe termen lung mai ieftin este să aducem apele uzate din comuna Iton și din comuna Tureni spre rețeaua de canalizare a municipiului Turda și implicit în stația de epurare regională. Nu am ajuns la aceeași concluzie și pentru aglomerarea Triten și pentru localitățile Lucan și Ciugurești, în care vom institui stații de epurare locale. Ele există în acest moment, dar sunt dimensionate pentru a acoperi o populație redusă. Noi facem extinderea acestora și astfel acoperim aria companiei de apă și respectăm prevederile tratatului de aderare. Tabelul din spate vedeți de asemenea indicatorii tehnici ai investiției în privința canalizării. Avem o extindere a rețelei de canalizare cu 157 de kilometri. Avem o reabilitare cu 47 de kilometri, 86 de stații de pompare, 51 de kilometri de refulări, stațiile de epurare de care v-am povestit mai devreme. Investițiile sunt masive. Compania de apă a crescut și va crește în continuare și va fi în stare să opereze această nouă arie de operare extinsă. Va furniza apă potabilă, va trata apa uzată și va putea să ofere serviciile la nivel european. Contractele de lucrări sunt prefigurate deocamdată în contracte de tip execuție și proiectare, contracte de